Bună să vă fie ziua și bine v-am regăsit. Am aici o pulpă de miel pe care am luat carnea de pe ea și acum o să o dau prin mașina de tocat și o să fac niște chiftele. O să o tai bucățele. Asta mergea bine la cuptor. Dar la meniu ni s-au cerut chiftele. Deci o să facem chifteluțe. Și nu o să le prăjesc în ulei, că o să le prăjesc în cuptor. Lângă un pireu de cartofi și probabil o să fac un sos roșu. Bun, și începem operațiunea măcinatul. Ține gălăgie. Bun, deci am tocat carnea de pe pulpă. Ceapă verde, usturoi verde și pătrunjel, care le-am tăiat mărunt și o să le călesc puțin. 2 ouă. Și eu o să pun puțin pesmet. Bun, deci aici punem puțin ulei. Călim ceapa cu usturoiul. Aici am tăiat cartofii cu bulețe și am pus la fiert pentru pireu. Și voi ce mai faceți? Cum sunteți? Sper că sunteți bine, sănătoși, fericiți. Vine vara, a venit vara, pare cald, de soare. La plimbare, la plajă. Și la baie și noi. Bun, deci am călit bine ceapa și usturoiul și acum o să adaug o puțină boia. Un vârf de linguriță alungă. Mai las un jumate de minut. Gata. Las puțin să se răcească. Între timp adaug aici pătrunjelul peste carne. Puțin pesmet. Cam o lingură de pesmet și 2 ouă. Sare, piper. Aici ar merge la condiment și puțin
Curcuma. Da, nu-i place la mondialul. Deci eu nu o să pun, voi puteți să puneți la carnea de miel. Îi dă un gust foarte bun. Adaug ceapa tocată, prăjită, călită. Și acum încercăm să amestecăm totul. Și bineînțeles cum se amestecă cel mai bine cu mâna. Cu mâna făinele. Simon, poți să spun un pic de condiment din ala curcuma, din ala portocaliu? Asta e condimentul ăla, ăla portocaliu. E foarte bun. E și foarte sănătos. E un antioxidant foarte puternic. Bun, și acum gust, să văd dacă mai trebuie sare, piper. Parcă mai trebuie puțină sare. Și acum începem să modelăm chiftelele. Aici îmi pregătesc tava unde o să le pun. V-am spus că o să le bag la cuptor, nu le prăjesc în ulei. Și era bine dacă aveam hârtie de copt, dar nu am. Și nu mai merg acum să cumpăr, deci o să le pun direct în tavă. O să umplu puțin tava cu... Am pus aici puțin ulei și unt. L-am amestecat. Bun, și încep să le pregătesc. Mă umplu puțin pe mână cu ulei. Să le fac mai micuțe. O să le pun chiar direct în tavă, numai. Cât de cât egale. Pun aici în uleiul acesta cu care mă fac pe mână puțin usturoi praf. Și ai dat o tentă aromată la suprafață.
Gata, le-am aranjat frumos în tavă și acum o să le bag la cuptor. Și după cum am spus, o să fac un sos. Am spus roșu? Nu. O să fac un sos de ciuperci cu smântână. Nu fac sos roșu, m-am schimbat. Am sucit. Pun puțin ulei, usturoi, o să-i las așa întregi, îi scot la final, dau puțin să se călească. Percile le-am tăiat mărunt. Aici am puțin ulei cu unt. O să-l adaug și asta să nu-l arunc. Și adaug ciupercile. Tăiate felii cât de subțiri. Le las la călit. Puțină sare. Între timp mă uit puțin la chișteluțe. Punem și puțin piper peste ciuperci. Am curat o chisteluță. Gata chișteluțele. Le scot pe o farfurie. Este aici unde mergi. Adăugăm smântâna în sos, peste ciuperci. Puțin parmezano. Dacă aveți răzăliți sau puteți să le răzăliți și mai bine. Bineînțeles, o să scot usturoiul. Să nu nimerim careva. Bun, și acum ne ocupăm de pireu. Punem cartofii fierți. Îi dăm cu mixerul.
altul. Și laptele. Eu ce era să dau pe picioare. Și o să dau puțină brânză de burduf. Un meniu de mâncare, tu l-ai depășit. Tu ești de 6 ore. Tu vorbești. Age! Wow, ce bune sunt! Ai gustat, dove? Bun. Mamma mia, che buona, che buona! Trebuie să-mi dai tu mie indicații. Încă și cu tiră, vezi, Doamne, să n-audă lumea că îmi dai tu mie indicații. Ce de treabă lui? El mă ajută. De la o vreme, nu mă mai încurcă. Bun, haideți să vă servesc. Mondialul s-o servit singur. Am vrut să iau cu mâna chitelele. Oare câte să-i pun? 3, 4, 5... Șapte-i pun. Numărul meu preferat, 7. Punem și puțin sos. Și gata, poftă bună, bună vă doresc și o zi și mai bună. La revedere!